De ce nu vi se spune că se pregătește o invazie de străini în România? De ce nu vi se spune că la nivelul Uniunii Europene ni s-a stabilit cotă de imigranți pe care Iohannis a semnat-o și o, o, acceptă? Când eu am venit din Portugalia, v-am spus că mai mare pericol este imigrația și vor fi trei căi. Sunt deja trei căi și va mai fi România. V-ați uitat toți la mine, asta e nebună. E, uite că nu sunt nebună. Uite că acum câteva zile asta s-a semnat. Asta ni s-a impus de la Bruxelles. Iar ai noștri, proștii proștilor, slugi efectiv, au spus să rămână, da, da, doamna Ursula. Cum să nu? Păi, fraților, păi nouă ne-au dat afară 10 milioane de români ca să ne vină acum 10 milioane de imigranți? Da, de ce? Dar cine i-a alungat de acolo? Nu vedeți că e o politică special făcută? Nu vedeți că americanii NATO ăștia se duc în țările alea, le distrug, îi lasă fără posibilitatea de a mai trăi, ca să îi împingă să vină unde? În Europa. De ce? Pentru că Europa trebuie să cadă. Iar în momentul în care ești în cădere, în faliment, poți să fii ocupat. De ce simplu? Ce e atât de greu? E o politică expansionistă, este o politică de, 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 cucerire fără război. Singurii care mai stau în cale sunt rușii. Prin au ei nevoie de resursele lor, ale rușilor. Păi vă ce resurse au ea. Păi ea poate să trăiască liniștiți fără să facă absolut nimic decât să producă pentru ei înșiși. Dar ce te faci? Că Rusia are lângă ea și China și India, exact ceea ce își doresc căștia, război mondial. America trece printr-o mare cădere de putere. Problemele sale interne. Spun unii de acolo că e posibil chiar și un război civil. Au încercat să-l distrugă pe Trump și să-l atace în toate modurile abjecte sau mai subversive posibile. Și omul a trecut peste. Credeți-mă că dacă tot ceea ce se întâmplă acum, tot pentru a anula efectiv, acea dorință a poporului de a se răzbuna. Cum te răzbuni? La vot. Poporul român e un popor comod. Ne-am obișnuit să avem de toate, să stăm liniștiți, să se meargă la mor, mă rog, cine se duce. Să se distreze, să ieși cu o mașină de fiță, să te duci în cluburi, te duci la muncă, dar știi că sâmbăta și duminica ieși cine interesează pe noi că e un acolo care ne avertizează, ia uite deschidem televizorul, ia să vedem cine mă mai înjură pe șoșoacă, ia să vedem ce mai zice nu știu cine de șoșoacă, ia să vedem ce invenții mai are sistemul împotriva lui șoșoacă și încet încet se scârbește lumea să spună a ce rost? Ia uite ce arată televiziunile. Păi televiziunile arată exact ceea ce trebuie pentru ca voi să vă pierdeți orice dorință de a mai lupta. Pentru că ei știu ce au făcut din 2020 încoace. Adevărații oameni sunt treziți, adevărații oameni nu uită niciodată. Și adevărații oameni treziți și care stau în lumină, nu uită cine a fost alături de ei. Da, știu, poporul are mintea scurtă. În sensul unei memorii foarte scurte. Dar nu putem să uităm tot ceea ce s-a întâmplat în acești patru ani. Știi, la un moment dat, sclavul se obișnuiește cu propriile lanțuri. Îți trebuie luptă. Ori tu, dacă te-ai obișnuit să-ți se dea totul de-a gata, tu, dacă te-ai obișnuit să ai o viață comodă, pentru a ieși din comoditate, îți trebuie o rupere de ritm. Ruperea de ritm necesită forță, sforțare. Ruperea de ritm înseamnă să ieși din comoditate. Înseamnă să te deranjezi. Îmi mă întreabă foarte multe lume cu ce să vă ajut. Ieșiți din comoditate. Implicați-vă în toate problemele societății. Ajutați-vă semenii și treziți lumea să dea semnături pentru locale, că da, aveți primari care vă iau la bătaie și vă fură buletinele să nu mai semnați pentru alții. Da, aveți primari și consilieri locali care fură până nu mai pot și vă fură și terenurile și casele și tot. Știți că în trei ani de zile veți rămâne fără casele voastre, inclusiv voi, marilor latifundiari? Știți că vi se va lua dreptul de proprietate? E ordin de la Bruxelles, țara cu cei mai mulți proprietari, 95%, trebuie să ajungă la 5% proprietari totul are un sens. Iar voi dormiți și vă uitați la latrinele TV, plătite cu atâta generozitate de premierul Ciolacu, de șeful senatului Ciucă, evident prin intermediul partidelor lor și ale guvernului, noi ne plătim ca proștii propria manipulare și mizerie mediatică. Și îi recomandă pe ea de la Latrinele TV să fie jurnaliști. Ce ei recomandă? Că mulți dintre ei n-au nicio legătură cu jurnalismul? Mulți dintre ei nici nu știu să vorbească corect românește? Cei mai mulți dintre ei nu au studii de specialitate? Cei mai mulți dintre ei sunt doar niște nenorociți plătiți cărora le vin fițuicile și spun după fițuică? Și fac pe mari prezentatori și moderatori ce recomandă pe ei să fie prezentatori și, ră, și uh, moderatori? Nimic. Nici măcar inteligența pentru că nu există.